Vorbiți-ne puțin despre pasiunea sporturilor nautice și, în general, și despre cea a embarcațiunilor cu vele în mod special. Da, într-adevăr, odată se discută în general despre embarcațiuni, iar partea legată de embarcațiunile cu vele reprezintă un capitol special, separat. Dar pentru că la noi, ca și embarcațiune sau pasiunea pentru embarcațiune contează mult și în cadrul Deltei Dunării, cred că puțin trebuie vorbit și de acest aspect. Deci sunt embarcațiunile, mai ales cele folosite de pescari, care încet, încet au evoluat, nu neapărat la noi, în lume, în Franța, în Anglia, în țările cu tradiție, și și-au dezvoltat această latură, plecând de la embarcațiunile profesionale, în latura de agrement, care este foarte importantă și care a început să se dezvolte și la noi. Astea sunt embarcațiuni cu motor de regulă și care și-au un scop clar, acela de a face plimbări pe Dunăre, în deltă sau la mare. Dar deja când ajungem la mare, dată fiind dimensiunea, distanțele, este important și condițiile, evident, de valuri și vânt, este important dimensiunea unei embarcațiuni. Deci trebuie o embarcațiune mai mare, cu o motorizare mai puternică. Și atunci există embarcațiunile cu motor, iahturile, de regulă peste 9-10 metri, putem deja să discutăm de un mic iaht, cu o motorizare puternică, cu un confort, evident, care să ofere o plăcută zonă de plimbări, de asta cu prietenii și, mă rog, pe măsură ce crește, pretențiile și calitățile de asemenea se dezvoltă. Iar la aceste embarcațiuni mai mari, marine, evident, este acel loc special al embarcațiunilor cu vele. Sigur, e o întreagă istorie, o știm cu toții, dar întotdeauna s-au folosit aceste embarcațiuni cu vele, dar în ultimii 50-60 de ani s-a dezvoltat, sau mai bine zis, după al doilea război mondial, a început să se dezvolte navigația de agrement, în general și pentru motor și pentru vele, pentru că, mă rog, omenirea a cunoscut o dezvoltare, condițiile și veniturile fiecărui și în principal a păturii mijlocii au permis să aibă niște venituri îndestulătoare, chiar cu o rezervă. Partea legată de producție, prin toată dezvoltarea firească care a urmat după război, a redus mult costurile de producție și în felul ăsta s-a ajuns la situația fericită de a se putea realiza niște embarcațiuni pentru agrement. Adică la costurile unei mașini, la costurile unor vacanțe mai exotice și, evident, în țările cu tradiție și în țările în care a fost încurajat sportul ăsta, yachtingul, s-a dezvoltat o industrie nautică și pentru noi, ca un exemplu, sunt evident principalele țări marine ale Europei, Anglia, Franța, Spania, Italia, în plus țările nordice, cu o foarte puternică tradiție, nu? De acolo au plecat vikingii, grecii, o extraordinară dezvoltare a Turciei, insulele, evident, neavând încotro, iar în România, cu toate că avem un yacht club regal român, care a fost înființat în anii 20, dacă țin eu bine minte, a fost o mișcare, sau a fost înființat legat de o mișcare
a unei pături elitiste, evident, a celor care își permiteau la vremea aceea să aibă o embarcațiune. O embarcațiune altceva decât o barcă. Altceva decât o barcă pescărească. O embarcațiune cu confort. Dar după, în perioada războiului, evident, totul s-a terminat. Iar după război, din păcate, această mișcare care începuse în România a fost înghețat, a fost desființat, a fost interzisă, de fapt, pentru că a fost, era o posibilitate de a fugi din România perioadei comuniste. De pentru care astăzi sunt fie câțiva puțini pasionați de yachting care au învățat de la părinții lor, cei dinainte de război, sau o nouă generație pe care cu toți cei din lumea asta o încurajăm, pe care Federația Română de Yachting o sprijină prin acțiuni de genul regatei pe care o organizăm și noi, pentru că este păcat să avem deschidere la mare și o mișcare nautică de yachting relativ restrânsă. Ca o scurtă paranteză sau ca o scurtă completare, trebuie amintit aici, pentru că am pomenit Federația Română de Yachting, faptul că se dezvoltă și există în România un campionat de yachting pentru copii. Deci un pas foarte important și interesant. Deci, practic, putem vorbi despre o tradiție la nivel teoretic, practica însă ne cam lipsește și să înțeleg că acum facem primii pași spre a învăța și pe cei mici gustul și de a-i deprinde cu pasiunea pentru sporturile nautice. Din fericire, primii pași au fost făcuți în urmă cu vreo 10 ani, probabil. Deci în anii 2009, 2008, 2010, când începuse să se formeze și la noi, când a început să se formeze acea pătură mijlocie, care după ce a reușit performanța de a avea 3, 4, 5 mașini, unele nefolosite pe durata unui an, după aceea a fost patima cu casele cât mai mari, sigur, începutul e în anii 90 cu electrocasnicele și cu frigidere cât mai mari și televizoare cât mai late. Dar evident că lucrurile astea s-au structurat la un moment dat și dincolo de nevoia de a epata plan social, sigur, s-au făcut niște pași de către niște pasionați care au fost pasionați în condiții grele și înainte de 90 și care cu resurse, cu împrumuturi, cu sacrificii chiar, au reușit să-și cumpere o embarcațiune second hand, să muncească la ea, să o recondiționeze. În orice caz, au creat acești primi pași, deci la sfârșitul anilor 90, care încet, încet au dat puțină apă la moară, nu? Au dat un drum, au arătat un drum pe care câțiva au început să meargă. Iar astăzi avem câțiva yachtmen, avem câțiva oameni de yachting care sunt cu cunoștințe foarte solide, cu performanțe în yachtingul pe care îl practică aici, în zona noastră, Mării Negre, dar nu numai, și în Mediterană. Sunt embarcațiuni care participă la regate și în alte competiții internaționale și, în general, este o mișcare de yachting care încet, încet are o tot mai puternică prezență în lumea de agrement și de competiție din România.